Guvernul Republicii Moldova a venit cu o reacție după ce societatea pe acțiuni Franzeluța a decis să majoreze prețurile la toate produsele, executivul precizând că compania a luat decizia de a ajusta prețurile pentru că întreprinderea activa în ultimele luni în pierdere și anunță că guvernarea este în căutarea de noi posibilități pentru a fi alături de oameni în această perioadă dificilă. Compania Franzeluț a luat decizia de a ajusta prețurile pentru ca întreprinderea activa în ultimile luni în pierdere. În același timp, prețul la pâine social nu se schimbă, iar volumul acestea a fost crescut cu 54%. Guvernul va continua să depună eforturi pentru a crește veniturile populației, în special a păturilor vulnerabile. Bugetul social în 2022 va depăși cifra de 40 de miliarde de lei, ceea ce este un record absolut. Căutăm noi posibilități pentru a fi alături de oameni în această perioadă dificilă, se arată în reacția guvernului. Societatea pe acțiuni Franziluța a anunțat marți 1 februarie despre creșterea prețurilor pentru întregul asortiment de pâine. Nu va fi scumpită doar pâinea social Chișinău, iar compania a decis suplinirea volumului de producție în rețeauă de magazine specializate. Decizia, potrivit unui comunicat al întreprinderii, a fost adoptată din cauza noilor tarife la gaze naturale, combustibil și energie electrică.